A făcut muzică toată viața. Se exprimă, gândește și trăiește prin muzică. Acum își trăiește visul, acela de a conduce un ansamblu profesionist. George Câlțea este maestru dirijor al ansamblului profesionist Drăgan Muntean din Deva. Profesionalism, pasiune și talent. Acestea sunt secretele care animează scena de câte ori profesorul George Câlțea apare în fața publicului.
începe povestea lui George Câlțea? Unde? Cum? Când? Da. Povestea, să zic așa, începe acum foarte mulți ani în urmă, cam pe la 90 ani, când dintr-o comună de lângă județul Buzău, tata și cu mama, Dumnezeu să ierte că mama nu mai este, au hotărât și că am talent, tata și mama fiind tot din familie de muzicanți, deci practicând această meserie, au hotărât că am talent și că trebuie să urmez o școală de muzică și să mă perfecționez în muzică. Făceam naveta, v-am zis, de la lângă Buzău acolo, la liceul de muzică din Buzău. Culându-mă acum, ca să vă spun așa, la 4-5 dimineața, că așa era trenul, și mi-a ales ca instrument, prima dată a vrut să mă dea la cornă, pe mine nu mi-a plăcut la cornă. Și mai erau locuri la flaut. Mi-a plăcut flautul, l-am învățat, după care am stat 2 ani și cam în clasa 6-a am venit la școala de muzică, era aici undeva... În Petroșani. În Petroșani, da. Da. Și am făcut flaut cu Dumnezeu să-l ierte, Lascău Crăciun, care îi mulțumesc toată viața că datorită dânsului pot să zic că am ajuns să cunosc tainele acestui instrument flaut, pentru că eu prima dată sunt flautist. Deci la bază sunt flautist. Aceea am învățat și pianul, și acordeonul, și mai multe instrumente. Le cunosc, dar flautul este instrumentul meu de suflet. E pasiunea dumneavoastră. Pasiunea mea, da. Și pasiune și am făcut și meserie din asta. Am făcut și meseria mea. Cu flautul am avut cele mai mari satisfacții muzicale, cu flautul, cu acel instrument. Să fac așa o paranteză, am cântat foarte mult și nu mă feresc de asta și acolo m-am format. Ca la Mămârlani, ca să zicem noi aici, mai nou le place să le zicem săteni, dar e un renume, nu e altceva, nimica rău în asta. Și eram foarte iubit și cea să vină domnul cu flauta. Flauta, da. Ca să zic așa, deci pe planul ăsta particular. Dar să continuăm, am făcut flaut, am fost la liceu, am reușit la liceu în examen, să dădea la Arad am fost, am luat acolo, la flaut. La liceu de muzică. Liceu de muzică, am făcut flaut. Hei, am terminat liceu, am dat la facultate, nu am reușit, am fost cu 3 sutimi la linie, erau 2 locuri, dar și aici, dacă pot să spun, eu în viața mea am fost un om care nu mi-a plăcut să intru cu pile undeva, să mi se aranjeze ceva. Am vrut să fiu eu pe mine și am fost foarte mulțumit cu treaba asta și nu știu acum dacă am făcut o greșeală sau nu, tatăl meu și el, vechi instrumentist aici, Văjului, Sile Câlțea, îl știe toată lumea, s-a luat după mine și când se aduce aminte și acum lăcrimează, că eu am spus, l-a chemat cineva de acolo, un profesor, și a zis că dacă vreau să intru, trebuie să, mă rog, să dea bani și așa. Și eu am spus, eu am aflat. Și am spus că dacă se întâmplă treaba asta, eu n-am să merg la facultatea aia. Așa. Și atunci s-a dus altcineva de la Constanța, ce știu pe băiatul acela, să fie sănătos. Mie nu pare rău că mi-am realizat viața. Aveți satisfacția că ați obținut ce ați vrut prin muncă cinstită? Prin muncă cinstită. Deci nu mi-a plăcut treaba asta. Și acum, ca să trec mai încoace, și postul ăsta l-am luat tot pe munca mea. Că eu am fost înainte să fiu la
poate anticipez o întrebare de a dumneavoastră, la DEV aici, la ansamblu artistic profesionist Drăgan Muntean, am fost la centru de creație, la unde directoare doamna Mariana Deac. Și acolo s-a văzut ce pot să fac, ce nu pot să fac și când a fost, s-a evit ocazia, am fost cooptat. Pentru vada care-mi place, nici perință n-au ce-mi face, nici perință n-au ce-mi face. Pentru vada care-mi place, nici perință n-au ce-mi face, nici perință n-au ce-mi face. Nici babele satului, nici mândrele banelui, nici mândrele badelui. Mândrele mă povestesc, eu cu badea mă iubesc, eu cu badea mă iubesc. Bade pentru gura ta, trec în noctri și iarna, trec în noctri și iarna. Bade pentru gura ta, trec în noctri și iarna, trec în noctri și iarna. Iar pentru sărutat, merg pe jos până-n Banat, merg pe jos până-n Banat. Și de acolo vin la Alba, că știu că nu vin degeaba, că știu că nu vin degeaba. Tot aș mere cântor. Și nu-mi pare calea grea, că mi-i tare drag batea, că mi-i tare drag batea. Aș colinda lumea toată, numai să le sărut odată, numai să le sărut odată. Aș colinda lumea toată, numai să le sărut odată, numai să le sărut odată. Crepe lumea de mânie, ce iubesc al meu să fie, ce iubesc al meu să fie. Și-apoi lumea tăie în pace, să iubesc pe cine place, să iubesc pe cine place. Crepe lumea de mânie, ce iubesc al meu să fie, ce iubesc al meu să fie. Și-apoi lumea tăie în pace, să iubesc pe cine place, să iubesc pe cine place. Sunteți un om care a dovedit că luptă până la capăt pentru a obține ce vrea. Da, și asta vreau să spun. Mi-am dorit foarte mult să ajung, e visul meu, cred că de 30 de ani, să fiu dirijor la o orchestră profesionistă, în cadrul unui ansamblu profesionist, zic, bineînțeles, și cu dansuri și cu tot ce reiese din treaba asta. Deci mi-am dorit foarte mult și Dumnezeu mi-a îndeplinit. Îmi trăiesc visul, spunea cineva că, George, îți trăiești visul. Și cum e să poți trăi visul acesta? Este foarte frumos, deși foarte frumos. Deci vă spun din toată inima și ăsta, cum să zic, este și foarte greu, în sensul că eu trebuie să fac naveta de aici, aproape în fiecare zi. Trebuie să plecați de la Petroșan la Deva, da, pentru am că și acolo ore, faceți repetiții. Da, am și ore dimineață. Uh-huh. Dimineață sunt profesor la școala Igheduca din Petroșan și după aceea trebuie să mă duc dincolo. Trebuie să-mi fac suitele de orchestră, trebuie să fac aranjamentele, trebuie să fac cu soliștii, tot ce reiese din astea, nu intrăm în amănunte de astea tehnice. Și asta trebuie să le fac când? Când vin de la Deva, la 9:30, la 10, la 10:30, când ajung, 11, până la 2, noaptea, 3, după aceea dimineața mă trezesc, mă duc la școală și iară reiau ăsta. Și mai am în weekend timp, cât de cât, când nu sunt alte
acțiuni. Evenimente. Evenimente, dacă să le zicem așa, muzicale. E foarte greu, dar ne spuneați că faceți acest lucru cu pasiune și atunci acoperă tot acest efort. Muzica asta, să zic eu, care, sau talentul ăsta care mi l-a dat Dumnezeu, eu este în mine, îl simt în mine, deci trăiesc cu ea, deci eu altceva nu m-aș vedea să fac. Nu m-aș vedea și dacă m-aș mai naște odată, tot așa aș face. Același lucru. Același lucru. Nu mă văd făcând altceva. Îmi place sportul, îmi place și mie. Asta și în tinerețe și am jucat. Dar prin muzică, muzica mi-a adus cele mai mari satisfacții. Deci chiar mi-a adus satisfacții. Și spuneți-ne atunci ce înseamnă pentru dumneavoastră muzica? Aceasta care v-a adus atâtea satisfacții. Deci înseamnă, să spun așa, viața mea. Deci înseamnă viața mea, înseamnă trăirile mele, totul. Eu totul raportez la muzică, orice. Acum sunt și alte satisfacții, am avut și alte satisfacții în viață. Pe plan personal? Pe plan, bineînțeles, sunt și alea foarte mari. Nașterea fiicei mele, după aceea al nepotului, că am un nepot. Să vă trăiască. Da, și ce vreau să-ți mai spun aici, ca să trec la... Să mă gândesc la altceva. Vreau să spun așa, că dacă cineva are talent să și-l folosească la maxim, sau cineva să-l încurajeze pe omul acela, cum m-a încurajat pe mine părinții. M-a încurajat, mi-a plăcut, am studiat foarte mult, revin în urmă și eram la liceu acolo, era concurență între noi, tăteam la internat și mă trezeam dimineață la 5 să ocup o sală undeva în școală, în liceu, ca să pot să studiez, că aveam un profesor extraordinar de dur. Dur așa, exigent. Uh-huh. Nu dur, nu. E un om bun și este prim flautist la Timișoara, deci nu. Dar hai de mine ce făcea dacă nu studiam, dar poate nu ajungeam, mai trebuia să învățăm și la materie și la tineretul, mai nu știu ce, mai nu știu cum. Deci mă trezeam, mi-a plăcut treaba asta și am vrut să fac și asta am vrut să spun, dacă cineva are talent, trebuie încurajat să facă, dar dacă nu are talent, nu are rost. Dragoste cu forța, cum nu merge. Deci considerați că dacă nu ai talent, nu te poți perfecționa. Sunt care... Prin studii bine, foarte mult reușesc. E bine, da. Cum să zic eu, nu ai o viață personală foarte mare. Faci sacrificii foarte multe. Nu o spun ca ceva rău asta. Tu ți-ai ales sau Dumnezeu ți-a hăruit ca să faci treaba asta. Și trebuie să ți-asumi. Ți-asumi treaba asta și, sigur, după aceea vin foarte multe satisfacții. Și personale, și materiale. E bine. E bine ca și asta spun. Nu ați reușit prima dată, ne spuneați, la facultate, dar pe parcurs ați reușit să faceți. Chiar dacă la o vârstă mai înaintată. Am făcut-o la 40 ceva de ani facultate. Foarte frumos. Da. Făceam naveta la București pentru că, eu nu știu, eu consider că ce am învățat în liceu, liceu de muzică la Arad, a fost o școală foarte bună de muzică. Foarte mult nu prea am, să zic așa, am dobândit la facultate. A trebuit să o fac pentru că am lucrat în învățământ de când am terminat liceu. Am fost profesor necalificat, ca așa zice. Îmi cădea greu cuvântul ăsta, necalificat. Da. Îmi cădea foarte greu când zicea, da, domnul Clățea, vai, ce face, dar profesorul necalificat. Deci era necalificat, dar cu experiență muzicală bogată. Aveam, că eu am avut, aici vreau să revin, am avut în familie, și în familia lui tata, și în familia lui mama. Am avut, v-am zis, mediul de muzică, muzică și nu s-a cântat numai muzică de muzică, chiar de nuntă. Știau, cunoșteau, chiar dacă de la ureche, dar cunoștea și muzică clasică, cunoștea, deci puse frumos, au cântat în restaurante care erau minerul aici, sau erau restaurante bune. Așa, și... Deci, practic, ați crescut cu muzica. Am crescut cu muzica. Și ce vreau să vă mai spun, dacă îmi permite. Tata
nu mi-a zis niciodată, nu a stat pe mine să, măi, n-ai studiat sau studiază, de asta a spus că mi-a plăcut, am studiat, că alții copii trebuie să-i mai pui. Nu, mi-a zis, tată, studiază, atâta mi-a zis, studiază, învață, te-am dat la muzică, ești talentat, dacă nu vrei, eu nu te forțez, bunicul meu lucra la CFR. Vorbesc cu tata și te fac frânară cu la CFR. Dar când auzeam, cred că asta v-a motivat. M-a și motivat, dar nu. M-a și speriat în același timp. Mi-a plăcut mie. Deci chiar mi-a plăcut. De aia și am făcut-o și cred, acum nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar cred că am făcut destul de bine ce am făcut. Oricum mai există loc de... Tot timpul noi avem de învățat. Deci tot timpul și muzică, și muzica le mai spune și la copii, și peste tot, nu este așa că ușoară. Ce vă muzică? Ce? Nu e așa, e foarte grea. Și tot timpul am și acum câte o bucurie, o revelație. Descoper, acum încă mai descoper și mă bucur ca un copil și soția lucrând acolo. Ce? Mă bucur, măi, zice, extraordinar. Uite tu, asta, uite, am atâția ani și am făcut atâta muzică și asta și uite asta acum, uite ce. Asta e. Da, deci da. Omul cât trăiește învață. Da, 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 da.